Doamne, trebuie să o ținem tot așa. Aș prefera ca pe copilul nostru să nu-l cheme într-un fel comun. Adică să n-aibă un nume ca toți ceilalți, dar nici să aibă un nume complet neobișnuit. Sunt gravida, tânăra gravidă care vine acasă cu speranța de a găsi un cămin. Îți bași de mine? Olaf e un nume frumos. Nu-ți pasă? Dar ce-ai greșit la Olaf? Dar nu poți să speri și țin de țin? Speranța de a găsi înțelegere, dragoste. Dar să vedem copilul, trebuie să aibă un nume care să-i se potrivească, nu? Iar n-ar trebui să-i spun. Băiatul pe care îl joc, cred că pur și simplu nu e pregătit pentru tot ceea ce urmează. Mie nu-mi plac așa de multe nume. Nici între numele de băieți? Nu. Nu e pregătit să primească în lumea asta un copil, oricât de mare ar fi darul ăsta. Nu e pregătit să cunoască o familie nouă. Apropo de sora, care e sora și care nu are niciun nume. Cred că e băiețel și eu. Nu are nimeni grijă de mine. El vine cu interese pur umane să o vadă pe iubita lui din copilărie. Mă doare puțin dacă stau aici. Poți să stau puțin pe genunchii tăi? Sigur că da! Doar că dorințele lui nu prea coincid cu situația. Poți să fii mamă? Apare un contrast între el și familie, între el și, nu știu, între lejeritatea lui și lacrimile lor. Ciudat, mama ta nu i-a spus tatălui tău că o să ai un copil. Nu! Nu! Nu e bună! Nu!